mai mulți tineri au făcut dezastru în apartamentul pe care l-au închiriat pentru vacanța de vară la Mamaia. Unul dintre ei chiar a filmat reușita și a postat imaginile pe TikTok, pentru ca apoi să își dea seama că nu a fost tocmai inspirat și să le șteargă, dar nu înainte ca acestea să devină virale. Conform Observator, un proprietar din Mamaia s-a ales cu apartamentul distrus după ce l-a închiriat unor tineri pentru un weekend de distracție la mare. Vă mai aduceți cu siguranță aminte de tinerii care au distrus o vilă pe care o închiriaseră pentru petrecerea de Revelion. Acum a apărut și varianta de vară, în care mai mulți băieți și fete au închiriat un apartament în zona Summerland din Mamaia și au făcut dezastru în el. Imaginile au fost postate pe TikTok de unul dintre tineri, care apoi le-a șters, nu înainte ca acestea să devină virale. Conform informațiilor obținute de reporterul Observator, clipul a fost postat pe platforma de socializare TikTok. Persoana angajată de proprietar să aibă grijă de apartament ar fi sunat la 112, iar poliția a trimis un echipaj care nu ar fi intrat însă în apartament. În următoarele zile, tinerii ar fi reparat dezastrul din urma lor și, pe lângă banii pe chirie, ar fi lăsat încă 300 de lei extra pentru pagubele produse. Proprietarul nu a depus plângere până în momentul de față, iar tinerii nu au fost identificați, relatează observatornews.ro.